Bună seara, dragilor! Bine v-am regăsit! Sunt Cristina, sunt psiholog și cum se termină luna noiembrie și urmează decembrie, mai este o lună și vine Crăciunul, aș dori să vă citesc Filip și cei patru îngeri ai Crăciunului. Astăzi voi începe cu prima poveste, Îngerul cu mantie albastră. De obicei, după rugăciunea de seară, Filip, un băiețel de aproape 5 ani, adormea adânc și visa îngeri și piticuți. Îngerii și piticuții din vis îi zâmbeau, se jucau cu el, îl alintau, îi arătau tot felul de lucruri minunate. Cu 4 duminici înainte de Crăciun, adică la sfârșitul lui noiembrie, Filip nu putea dormi. Moș Ene nu venea pe la Gene ca să-i aducă binefăcătorul somn cu minunatele lui vise. O neliniște neobișnuită, o presimțire că ceva minunat urma să se petreacă, îl țineau treaz. Se apropie de fereastră și privi în livadă. Totul părea să doarmă. Parcă toată natura se pregătea pentru încremenirea ce avea să o aducă gerul și zăpada. Deodată, văzu că ceva se mișca totuși printre frunzele căzute în livadă. Ce putea fi? Era foarte mic, nu-l vedea prea bine. Dar ce face? Acel ceva mic se îndreaptă spre locul unde Filip știa că își are vizuina bocănilă, iepurașul cel alb și jucăuș. Iacă, bocănila a ieșit din vizuină și pare să vorbească cu acel ceva mic. Acum îl vedea mai bine. Era un pitic cu barbă albă și lungă, lungă până în pământ, cu tichie înaltă și urechi blegi. Fiind tare mic, parcă înnoată printre frunzele căzute pe jos. Dar ce fac micuțele ființe? Se apropie de trunchiul unui copac și iată, veverița Rița coboară repede zglobie din copac. Acum toți trei stau cu spatele spre casă și privesc cerul înstelat. De ce oare? Ce vor să vadă? Filip își trage de grabă un pulover peste pijama, deschide ușa de la terasă și iese din casă. Brrr, frig de-a binele! Tiptil, tiptil, ca să nu fie auzit, se apropie de cei trei prieteni. Ești sigur că azi se va întâmpla? Întreabă neastâmpărata veveriță. De bună seamă, răspunse sfătos piticul Barbăcot. Barbăcot este persoană serioasă, nu se ține el de glume proaste, aprobă iepurașul. Filip avea și el pe limbă o vorbă întrebătoare, dar își duse repede mâna la gură, pentru că pe cer începu să se petreacă ceva minunat. Stelele începură deodată să se miște. Se dădeau de o parte și alta. Și parcă în spatele lor, cortine uriașe de lumină se desfăceau rând pe rând. Acum privirea putea pătrunde tot mai adânc în imensitatea cerului. Stelele străluceau cu putere și păreau să vorbească într-o limbă cerească. Plutind ușor, un înger uriaș coborâ din cer. Era învăluit cu o mantie largă, albastră, țesută din liniște și pace. Mantia lui mătura pământul într-un chip minunat și ceva se schimba. Ceea ce se schimba nu se putea vedea, dar se putea simți cu sufletul. Aripile lui albe erau desfăcute și revărsau lumina ca pe o cascadă. Ce se schimba, Filip nu putea spune, dar simțea cu putere. Un înger? Se miră iepurașul bocănilă. El vine ca să invite pe locuitorii pământului să pregătească Crăciunul, spuse Rița veverița. Cei mai mulți oameni nu-l observă, nu-l văd,
căci sunt tare ocupați cu felurite treburi, adăugă trist piticul. Filip și cei trei prieteni priveau și simțeau cum pacea și iubirea le inundă sufletul, cum îi învăluie într-o lumină minunată care le vorbea tainic. Și fără să poată spune cum, știură că îngerul va ajunge la toți vestind nașterea pruncului. În zilele acestea, îngerul trece pe la toți oamenii și le vorbește, spuse veverița. Despre ce le vorbește îngerul oamenilor? Întrebă Filip. Le vorbește despre iubire, despre ce înseamnă a dărui și a face bine, răspunse morocănos piticul, care nu-i prea avea pe copii la inimă. Ce fel de iubire? Se miră Filip. Despre iubirea aceea minunată, care îngăduie tot, iartă tot, înțelege tot, se gândește doar la nevoile celuilalt, dăruiește. Cei care-l aud încep să pregătească Crăciunul cântând și aprinzând lumânări. Nu-i așa, piticule? Întrebă iepurașul. Pe la mijlocul lui noiembrie, mama spusese că începe postul. Ce este postul? Își întrebase Filip mama. Postul este adevăratul drum spre Crăciun. O scară spre cer. Postul este o stare de sfințenie, adâncă bucurie, de iubire pentru oameni și mai ales pentru bunul Dumnezeu. A urmat o săptămână în care Filip a fost foarte cu minte și ascultător. N-a așteptat să-i se spună ce are de făcut și a zâmbit tot timpul. Simțea o mare bucurie în suflet și ar fi vrut să o poată dărui tuturor. Mulțumesc!